Darius, un gol cât o calificare? Așa pare. Mă bucur foarte mult că am reușit să marcăm pe final și cel mai important că ne-am calificat mai departe. Cum ai gândit momentul ăla? Te-ai vrut să faci simt? A părut că vrei să centrezi undeva. Nu. M-am gândit să trag, dar sincer nu știu, eram foarte obosit. Nu știu cum am ajuns acolo cu mingea. Nu știu, am închis ochii și am tras și speram să marchez. Și sperați să nu intrați în prelungiri, nu? Cumva speram să nu intrăm în prelungiri pentru că ne simțeam un pic obosiți, dar cred că și ei erau foarte obosiți, poate mai obosiți decât noi și cred că dacă intram în prelungiri, reușeam să ne calificăm. Mai bine că am reușit în cele 90. Singura echipă din România calificată în grupe, cât de mare e performanța? Da, din păcate am văzut rezultatul celor de la CFR, pare rău pentru ei. Da, nu știu, trebuie să fim pregătiți pentru că știm că ne vor aștepta niște meciuri grele, nu numai în Europa League, cât și în campionat unde trebuie să ne revenim. Și vedem în Europa și pe tine în continuare la Steaua, la Petrucă? Mi-aș dori. Mi-aș dori să încep să joc în trei zile pentru că, ok, am jucat în Europa, dar în campionat n-am strâns prea multe meciuri. Bine, am și fost suspendat acum. Trebuie să ne revenim și în campionat și să revenim acolo unde ne este locul. Păi și nu pleci? nu știu, nu discut, nu știu, chiar nu știu nimic. De... E greu în acest moment, adică și dacă ai avea un transfer în față, știind că ești calificat în grupele Europa League? Nu știu, am spus-o că acesta ne era obiectivul, după ce n-am reușit să ne calificăm în grupele Champions League, acesta ne era obiectivul. Pe termen scurt, ne bucurăm că am reușit să ne calificăm în grupe și acum trebuie să ne gândim și la campionat. Dar cântărește în decizia ta și faptul că v-ați calificat în grupe? Nu știu, eu voi da totul oriunde voi fi. Dacă voi mai fi aici și sunt aici, nu știu nimic de un eventual transfer. Dar eu nu veți mai juca aici în Ghencea, vă mutați pe Arx, sper că acolo va fi gazonul mai bun. Nu știu, am văzut meciul celor de la Dinamo cu Craiova, nu mi se pare cu mult mai bun. Din păcate, cam toate gazoanele din țară au probleme în acest moment, până și la noi la bază sunt ceva probleme cu terenurile, nu știu din ce cauză. Trebuie să începem să jucăm din nou pe arenă, pentru că acolo cumva ne simțim mult mai bine. Am jucat foarte multe meciuri acolo și cam acolo este terenul nostru de acasă. În Europa League pe cine mai vrea să... Da, chiar vorbeam cu colegii în vestiar și cu toții ne gândim la Manchester United și dacă s-ar putea și în deplasare, clar, ne dorim, pentru că este visul nostru să jucăm cu echipe mari, să vedem cam unde ne este nivelul. Ați făcut deja grupa în vestiar? Nu, chiar nu. Acum stăteam la duș și vorbeam doar de Manchester United. Poftim? Da, chiar am zis că o să ne strângem undeva să vedem tragerea. Mulțumim!